Salutare, bunători de minturi! De data asta mergem la un cimitir care se spune că este un video fantom care apare doar pe o ploaie de tune de noaptea. Nu chiar spune la cimitir adevărat, au spus niște preoți, au sfințit locul ăla, nu mai știu de câte ori, așa de multe ori, ca să înțelegeți. Nu mai țin minte ei, ce putem. Și mi-au spus câte ori trece o mașină apare de poliție cu sirenele. Așa că le-am spus celor de la poliție să împrumute mașina lor. Și au fost de acord că știu că sunt de la ei, din poliție până la urmă, că sunt un investigator. Și voi aprinde acum sirenele. Ok, o să stau cu ele aprinse. Mă înțelegeți câte ceasul este cu ăla 9:30. Am lăsat sirenele aprinse în speranță că poate va ieși ceva. Ok. Oare de ce pâlpâie acolo în acele luminice? Stau cu pistolul în caz de ceva. Wow. Se spune că aici este mormântul. Seara de genunchi. O să trec puțin cu mașina. What? Ați văzut că s-a spart geamul când am trecut puțin cu mașina așa? Ok. What? O să fac așa claxon de poliție? Nu se întâmplă absolut nimic. Voi mai trece și pe aici, o să văd dacă este ceva. Vă rog să spuneți dacă vedeți ceva, o să mai mă întorc pentru acest caz dacă vrea să zic ceva. Este destul de soarne. Destul de creepy. Și aparent acest mit este... Wow, ce ploaie. Las vedem, n-am luat niciodată de pe telefon. Fac niște poze.
escucho a papá de atrás de la tumba. Se entumbra toda la monumento esta. Aparent, nu este nimic adevărat. Tot este decât o mitură. Mamă, e perfect. Nu știu de ce am zis preoții, dar dacă nu găsesc mașina, o să chem cei de la poliție și o să investighez de tot. Nu găsesc mașina, am uitat acolo. Am găsit mașina de poliție. Aparent. Spune că ea a fost omorâtă de poliție pentru că se crede că este vrăjitoare, nu vrăjitoare, îmi ia drogul și a ucis doi bărbați că nu le-a acceptat propunerea de drogă și bântuie și caută poliție. O să las pe față de asta. Poate că n-am venit cu un polițist. Nu. Nu o să mai deranjez. Ok. Bun, se pare că și acest caz este fals. Este un caz fals. Dar cam atât. Dacă v-a plăcut, puteți să dați butonul de like și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Salutare, bună toate! Este un videoclip super ciudat că după ce i-am lăsat mașina ofițerului de poliție, am găsit, când mergeam pur și simplu, am văzut acum a căzut. Iar ofițerul nu este găsit. Este un videoclip destul de ciudat. Că încerc permisiunea să văd, am pus arma. Deci, despre cum vedeți, este mașina. Eu știu că am zis atunci când se termină videoclipul doar, dar am zis să încep iarăși. Nu pot să cred ce s-a întâmplat. Ok, băieții. Deci, cred că mașina trebuia distrusă după ce am făcut asta. Bine că m-am dus cu mașina mea. Bun, băieții. Nu ne merge niciodată cu mașină de poliție acolo sau dacă merge după aceea să o distrugeți orice ar fi, cred că ce s-a întâmplat. Au trecut doar câteva minute după ce și... Nu, o oră maxim și am plecat la ei, mă duceam în drum spre bunicii mei și am văzut asta că a căzut. Dar atâta. Acum chiar închide un videoclipul. Bun, s-a făcut videoclipul meu, nu uitați să vă abonați la canal, pa, pa!